Fără să fi comunicat cu Robert despre ce o să vorbească, înainte să rostesc rugăciunea, aș vrea să vă spun un singur gând care l-am găsit în Cartea Colosenilor, scrisă de Apostolul Pavel, și spune cam așa acolo: pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup. Cred că este vremea să strângem rândurile. Și cred că este vremea ca atât mediul de afaceri, cât și mediul politic, cât și biserica, cât și instituțiile de învățământ să strângem rândurile și să nu mai conteze eu, ci să contăm noi. Vă invit să vă plecați capetele și eu mă voi ruga în această dimineață: Dumnezeule, îți mulțumim că Tu ești suveran, îți mulțumim că este vreme de pace în România și îți mulțumim, Dumnezeule, că suntem bine. Îți mulțumim, Dumnezeule, că Tu lași, Doamne, unitate peste țara românească, unitate peste mediile din toate sferele, Doamne. Și mă rog astăzi ca Tu să lași o inimă bună peste poporul român și peste toți aceia care au putere de decizie. Lasă unitate, lasă pace și lasă prosperitate în numele lui Iisus Hristos. Amin.